Salutare! Eu sunt Radu Tudoroiu și azi vreau să vorbim despre cum ne ținem mâncarea și băutura reci când plecăm pe undeva. În procesul de a modifica Mitsubishi Pajero Mark IV într-un overlander cât de cât confortabil, mi-am dat seama că am nevoie să regândesc oarecum problema frigiderului să optimizez spațiul. Nu de alta, dar ne-am obișnuit din Gloria de Sprinter, camperul nostru 4x4, cu un frigider de 100 de litri care este absolut senzațional și mega încăpător. Doar că dacă vrem să și dormim în Mitsubishi și nu în cort deasupra, trebuie gândită foarte atent situația asta. Astfel m-am apucat să fac o comparație simplă, frumos, cu grafice, cu timelapse, cu science stuff. Pe sistemul, overlander își pune iarna frigider și vara webasto. Avem aici trei variante de răcire. O lădiță pasivă care este în familie de vreo 25 de ani, de aia e și lipită cu scotch peste tot și vai de ea. Un camping gas care și el e în familie de vreo 10 ani, care e termoventilator pe sistemul Peltier. Și un frigider cu compresor de la Engel. Vreau să le comparăm prin prisma a 4 criterii. Cost de achiziție, cost per use și durată de viață, consum și performanțe. Ca să facem totul fun, fiecare categorie are punctaj. 1, 2 și 3. Locul 1 primește 3 puncte, locul 2 primește 2 puncte, locul 3 primește un singur punct. La costul de achiziție, cred că e varianta cea mai simplă și destul de evidentă. Am găsit pe net lăzi oarecum similare, pe la 80 de lei poate. Dacă țin bine minte, asta a fost luată de la Gipo Pescar, deci puteți să judecați și voi cam câți ani are. Pe OLX, dacă nu vrei una nouă, găsești pe la 40-50 de lei, dar generic, în principiu, între 50 și 100, poți să iei o ladă pasivă super decentă. Apoi, camping gas-ul a fost 370 de lei, am găsit pe net costul când era nou. Bănesc că se păstrează și a fost înlocuit cu o generație mai nouă. Iar Engel-ul variază între 2600 și 3600 de lei în funcție de magazin, și de cât de sonați sunt oamenii care îl comercializează, desigur. Deci, lada pasivă primește 3 puncte, camping gas-ul 2 și Engel-ul un singur punct, pentru că hashtag e scump domne. Cred că acest cost de achiziție e direct legat cu cost per use și durata de viață. La lada pasivă, dacă nu o spargi, nu-i dai foc sau nu o calci cu mașina, durata de viață e aproape infinită. Camping gas-ul nu țin minte exact de când îl avem, dar cred că face și el vreo 10 ani. Nu a fost atât de mult folosit, pentru că în general am folosit frigiderul cu compresor, deci uzura nu a fost similară. Să zicem că a fost cel folosit totuși cam 4-5 ani, după care a început să se audă ventilatorul foarte tare și să zorne și s-a rupt cablul de 12V, care desigur nu este unul obișnuit. Acum merge doar pe 230. Not great, not terrible, dar și face treaba. Ultimul este frigiderul cu compresor. Nu știu durata de viață a unui Engel, însă ARB-ul 47 pe care l-am avut până acum a ținut puțin peste 13 ani de uz vară de vară la off-road și în expediții. Încă mai merge, dar mai bătrânește, așa. Oricum, nu poți pune preț pe bere rece în deșert și nici pe gheață de pus în gin la camping. Deci, pentru cost per use, avem din nou 3 puncte pentru lada pasivă, pentru că e nemuritoare, urmat de compresor cu 2 puncte, pentru că în 13 ani nu s-a stricat nimic important, și camping gas 1 punct pentru cele două probleme pe care le-a avut. Acum vine partea cea mai fun, adică consumul. Și aici avem consum activ și pasiv, ca să băgăm și lada asta undeva. Și cum am gândit-o? Pentru experimentul ăsta, și de fapt în general, eu pun cam 5 kg de gheață în ladă care țin peste weekend. Nu glumeam, încă e folosită și ultima oară am folosit-o acum câteva weekenduri la ieșirea de la fundata Dusterfest, unde a ținut băuturile reci de vineri până duminică, deci n-am ce să-i cer mai mult de atât. Considerând că frigiderul meu produce 150-200 de W pentru un kil de gheață, ce am găsit în specificații, rotunjim energia pasivă pentru 5 kg pe la 1000 de W. Acum, ăștia sunt împrăștiați pe toată perioada experimentului, adică puțin peste 80 de ore, deci consumul pe oră ar fi undeva la 12,5 W. Sper că e matematica cât de cât corectă și n-am dat-o prea tare de gard cu conversiile. Bun, mai departe. Pentru cealaltă două lăsăm cifrele să vorbească, nu etichetele.
Și ce am făcut este că am conectat telefonul la EcoFlow-ul care e aici jos și am băgat și camping gas-ul și angle-ul amândouă pe 2.30, că ăsta numai așa știe. Hai să vedem ce consum are fiecare în timp real. De menționat că amândouă au funcționat înainte ca să ajungă la temperatură optimă și să nu se chinuie foarte tare să meargă în blană. Deci, pentru camping gas avem. Problema principală, pe lângă zgomotul pe care îl auziți, da? Este că lada termoelectrică nu are un variator sau potențiometru sau sondă termică sau ceva similar. Ea bagă constant ziua, noaptea, vara, iarna cu aceeași putere și cu același consum. Iar 6 amperi și ceva pentru o oră este absolut imens. Pentru niște rezultate, să le zicem, discutabile. Bun, hai să oprim. Și să pornim angle-ul, să vedem ce zice. La angle pe product sheet zice că ar consuma undeva între jumătate de amper și 3 amperi oră. Din ce am testat eu off-camera, a variat între 60 de W, cât îmi arată acum, și 20 și ceva de W când nu mergea compresorul. Ceea ce e oarecum ok, dar mult mai mult decât zic ei că ar consuma. E foarte important că nu are consum liniar și se oprește, ca și lada, sau bine, invers față de ce face lada care merge constant. Și estimez un consum mediu pe la 1,5 amperi. N-are cum să meargă cu 1 amper sau mai puțin, ca să iasă mai bine ca lădița pasivă. Și vorbind strict din punctul ăsta de vedere, avem 12,5 W estimați, după care 18 W, după care 70-80 de W. Lada nemuritoare din nou 3 puncte, angle-ul 2 puncte, camping gas-ul 1 singur punct. Bun. Acum, timelapse-ul nostru. Ideea e simplă. Am luat 4 termometre care au măsurat temperatura de afară și temperaturile din câte o sticlă de jumătate de litru plină cu apă din interiorul fiecarei lăzi. În lada pasivă am băgat 5 kg de gheață, iar în celelalte două am băgat doar curent, în esență. Toate sticlele au fost inițial la temperatura camerei, adică la 21 de grade. Ok. Poți argumenta că dacă pleci, scoți chestiile reci din frigider, le bagi în ladă și ține mai mult timp rece. Practic se comportă ca niște baterii termice. Dar, ce faci dacă te duci la Lidl, de exemplu, unde băutura nu e la frigider? Și ce faci dacă stai mai mult în camping și ai nevoie să-ți faci refill cu mâncare și băutură? Sunt mai multe argumente care vin în favoarea ideii astea, însă scopul testului este să vedem cât răcește, nu cât ține rece. Iar aici e o diferență foarte importantă pentru mine. Am luat cazul în care eu cumpăr băutură caldă și vreau să o răcesc. Nu ce îmi spune producătorul, adică modul în care îmbracă el produsul ca să apară optim. Și avem și graficul pe cele 80 de ore. Linia albastră este temperatura exterioară, linia roșie este lada pasivă, galbenă este camping gas-ul, iar cea verde este frigiderul angle. Ce putem constata la lada pasivă este că ține cât de cât constantă temperatura la 3-5 grade până se topește toată gheața, după care evident decolează. De asemenea, vedem că lada activă este influențată direct de temperaturile externe și răcește cam cu 15 grade față de temperatura exterioară. Asta scrie pe toate site-urile și pe toate prospectele, deci cu tristețe trebuie să anunț că nu am învățat nimic nou. Aș concluziona de asemenea că nu e o situație ideală. Considerând că dacă o țin mașină, ai șanse bune să ai peste 30 sau 40 de grade ziua. Iar apă la 25 de grade am și la duș. Nu-mi trebuie în frigider sau în lada frigorifică, evident, la un consum de 5 spre 7 amperi chiar. Ultimul e frigiderul. Aici n-am nimic de zis. L-ai pornit, i-ai zis să stea la un grad, stă acolo până moare. Nu frigiderul, bateria, mă rog. Cum zice poetul, nemuritor și rece. Cum dăm note pentru performanțe? Păi, locul 1, angle clar, cu coroniță și tot. Locul 2, aici am stat să mă gândesc dacă primește lada pasivă, pentru că e la fel de rece ca și camping gas-ul cât are gheață, dar mai constantă, sau camping gas-ul, așa că... Pelegdes. I-am dat locul 2 ăstuia, iar locul 3 camping gas-ul. Punctaje finale.
Angle. Un punct cost, 2 puncte durată de funcționare, 2 puncte consum, 3 puncte eficiență. Total, 8 puncte. Camping Gas. 2 puncte cost, 1 punct durată de funcționare, 1 punct consum, 1 punct eficiență. Total, 5 puncte. Ladă pasivă. 3 puncte cost de achiziție, 3 puncte durată de funcționare, 3 puncte consum, 2 puncte eficiențe. Total, 11 puncte. Este că toată lumea credea că Angle o să fie cel mai bun de peste tot, inclusiv eu. Clar, n-am băgat aspecte de confort, de design și multe altele pe care, care cumva ar face Angle-ul clar să fie pe locul întâi. La lăzile pasive poate n-ai chef să iei tot timpul gheață sau să-ți plutească roșiile prin piscină sau să scurgi lada la final că e prea grea și voluminoasă sau orice alte chestii care evident fac un frigider cu compresor pe 12V să câștige teren. Și vorbim doar de astea, nu ale obosite cu 3 căi cu gaz, doar 12V ca în 2021. Ca idee, frigiderele cu gaz sunt la fel de eficiente ca ăsta, deci zero. Dacă e să scoatem argumentele emoționale din context și să lucrăm doar cu date clare, impresia mea e că n-am greșit foarte mult în experiment și nici în calculele de până acum. Desigur, dacă am făcut-o, lăsați-mi un comentariu și hai să vorbim. Până atunci, mă duc să văd dacă a ajuns pe stoc frigiderul orizontal de la Dometic pe care vreau să-l pun în Mitsubishi acum. Sper că v-a plăcut mica mea introspecție și că v-a ajutat să clarificați cât de cât nevoile de camping sau de overlanding potrivite bugetelor voastre. Vă las pe voi să trageți concluziile de aici. Până data viitoare, eu am fost Radu Tudoroiu, pe curând!